Salut! După o perioadă cu ploi intense și temperaturi scăzute, a sosit în sfârșit vreme mai bună. Dar perioada care a trecut a fost o perioadă rece care a favorizat apariția și proliferarea fungilor și ciupercilor la plantele de cultură din grădină. Așa că este neapărat nevoie să facem tratamente atât curative cât și de prevenție. Astăzi vom trata căpșunii din grădină cu o soluție cuprică, deci o soluție pe bază de cupru. Eu am o soluție preparată cu Champ 77, în care am pus și o cantitate mică de score. Avem astfel un fungicid de contact, care este ceampul, deci soluția cuprică, dar și un fungicid sistemic constituit de către score. Astfel, acest pachet va oferi protecția optimă necesară căpșunilor din grădină. Mergem în grădină și ne apucăm de treabă. Trebuie să tratăm căpșunii, pentru că fără tratamente se dezvoltă fungii și ne atacă atât plantele, cât și ulterior fructele. Haideți la treabă! Tratamentul la căpșuni îl aplicăm dimineața, când temperaturile sunt relativ scăzute, dar să fie plus 10 grade. Și după ce roa s-a ridicat, s-a uscat de pe plantă, pentru ca substanțele pe care noi le depunem să intre în contact ferm cu organele plantei. Trebuie să avem grijă ca și majoritatea florilor să fie deja fecundate, deci o parte din petale să fie scuturate, pentru ca astfel tratamentul să nu producă fitotoxicitate. Dacă avem grijă de aceste condiții, totul va fi în regulă, trecem la stropirea cu pompa a rândurilor cu căpșuni.